atunci când pacientul este diagnosticat cu boală coronariană, s-a făcut deci coronarografia, s-au depistat obstrucții sau leziuni coronariene, se decide tratamentul acestora, de cele mai multe ori putându-se rezolva prin angioplastie coronariană percutană, deci fără intervenție chirurgicală, și prin implantarea unui stent. Stentul coronarian este, de fapt, o endoproteză coronariană, este un fel de armătură metalică sau nemetalică care se poziționează în interiorul vasului sanguin, în interiorul vasului coronarian, în locul în care acesta este obturat. Stenturile sunt de mai multe feluri, de mai multe categorii, și anume există stenturi coronariene metalice simple, care sunt primele stenturi apărute în istoria cardiologiei intervenționale. Sunt stenturi coronariene metalice farmacologic active, care au pe suprafața lor o substanță farmacologică activă de tipul substanței sirolimus sau derivatelor de sirolimus. Acestea au rol de a trata vasul la nivel local și de a preveni de cele mai multe ori revenirea, restenozarea leziunii coronariene. A treia categorie de stenturi coronariene este reprezentată de stenturile bioresorbabile. Ele au început nu de mult să fie implantate și reprezintă un mare pas înainte în evoluția cardiologiei intervenționale și în mod special în tratamentul bolii coronariene. Spre deosebire de stenturile metalice, acestea sunt construite dintr-un polimer. În același fel au pe suprafața lor o substanță farmacologică activă care tratează vasul ca și celelalte, dar diferența este că aceste stenturi, după o perioadă de timp, de circa 6 luni de zile, încep încet să fie resorbite în organism și după un interval de aproximativ 2 ani de zile, practic în interiorul vasului de sânge nu mai rămâne nimic. Este un mare avantaj al acestor stenturi, faptul că ele nu lasă nimic în urmă și permit vasului sanguin, vasului coronarian, să se remodeleze favorabil, pozitiv, să își crească lumenul interior și, nu în ultimul rând, să reacționeze la substanțele vasodilatatoare, de exemplu, cum ar fi nitroglicerina. Vă imaginați faptul că un vas coronarian stentat cu un stent metalic se comportă ca un segment de vas care este prins într-o cușcă metalică, el neavând posibilitatea de extindere, de remodelare, așa cum stenturile bioresorbabile o au. Un alt avantaj al stentului bioresorbabil este faptul că, nemai rămânând nimic intravascular după circa 2 ani de zile, practic se poate interveni ulterior inclusiv printr-o intervenție chirurgicală de bypass la nivelul respectiv, ceea ce nu s-ar fi putut după implantarea unui stent metalic, și poate ceea ce este cel mai important este faptul că pacientul după o perioadă de timp nu mai are nevoie de un tratament antiplachetar intensiv, așa cum este nevoie aproape în permanență pentru celelalte stenturi metalice.